este dezastru la stațiunea de cercetare și dezvoltare Pomicola Cândești. Lăsată în paragină și fără niciun fel de pază, clădirea instituției a ajuns să fie furată bucată cu bucată. Deși unitatea nu este desființată și se află în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, nimeni nu a avut în vedere că în interior se află arhiva instituției, ce conținea documente importante, inclusiv documente ce atestau vechimea în munca foștilor angajați. S-a ajuns astfel în situația ca arhiva stațiunii să fie în prezent complet abandonată și distrusă. Asta au constatat reprezentanții Serviciului Județean al Arhivelor Statului, care în urma unor sesizări au desfășurat acolo un control. Un raport în acest sens, însoțit de imagini cu ceea ce a mai rămas la Cândești, a fost prezentat în Colegiul Prefectural. O situație deosebită s-a întâlnit la stațiunea de cercetare și dezvoltare Pomicola Cândești, unde arhiva a fost abandonată și distrusă. Ceea ce a mai rămas, vedeți în imagini, este o situație extrem de gravă, cu atât mai mult cât unitatea nu este desfințată, Situația de la Cândești nu este singulară în județul Buzău. Angajații de la Arhivele Naționale au descoperit și alte cazuri, la fel de grave. SC Sere și Solarii Buzău și-a mutat sediul la Galați, fără a notifica arhivele. S-a luat legătura cu directorul de la noul sediu și s-a realizat un control tematic al arhivei abandonate într-un imobil din Buzău. SC Sere și Solarii Buzău, unitatea care și-a mutat sediul la Galați, fără a notifica serviciul nostru, și aici a fost o mare problemă, până am dat de director, până ne-au spus adevărul, ne-au fost acolo pe strada Transilvaniei, unde ei și-au desfășurat activitatea, în enumărate rânduri, nu au vrut să ne comunice situația concretă, într-un final m-am trezit eu cu un telefon, Compartimentul juridic din cadrul Arhivelor Naționale a transmis o plângere penală către judecătoria Buzău cu privire la situația arhivei de la stațiunea Pomicola de la Cândești. În același timp, prefectura a dispus ca în zilele următoare să fie transmise adrese către autoritățile centrale.